Bună seara. Nu știu, avem multe meciuri după ratarea de play-off. Nu mai jucăm. Nu știu de ce am pierdut încrederea. Nu știu, nu putem să ieșim din apărare cu mingea cum ieșeam înainte. Noi ieșim în jocul nostru, încercăm la antrenamente, lucrăm mult, dar nu ne iese. Nu știu de ce. Nici noi nu putem să explicăm de ce nu ne iese. Pot am pierdut valoarea de jucători ce au plecat, pot nu mai au încredere băieții după ratarea de play-off. Trebuie să facem ceva, să vorbim toți împreună, lucrăm altceva la antrenament, să jucăm scurt cum jucam noi și înainte și acum nu ne iese, pierdem multe mingi din apărare, direct in out. Nu știu de ce se întâmplă asta și e moral, clar, asta e moral la toți jucătorii, dar trebuie să revenim. Doar 2-3 șuturi pe poartă în 90 de minute. Da, e asta ce v-am zis. Noi ieșim, încercăm să facem inițiere cum vrea Marius și nu putem să ieșim de acolo. Ne recuperează mingea și a avut 7-8 ocazii, cât a avut, nu știu, 6 ocazii clare de gol și ei, de ce pierdeam noi mingea acolo din apărare și clar, nu știu ce zic, erau mai buni ca noi, ne-au prins contraatac multe ori, am încercat noi să jucăm jocul nostru, dar din păcate nu am putut. Și nu e doar meciul ăsta, multe meciuri nu ne iese. Și nu pot să explic de ce. Poate este și o chestiune de blocaj mental? Și eu asta cred. Nu pot să zic ceva. Nu pot să zic băieții au uitat să joace fotbal. Dar clar, e mental. E mental. Trebuie și ei acum fiecare să se gândește, să vede unde greșește, trebuie să au încredere în ei. Asta e cel mai important. Dar clar, ei au fost mai buni ca noi azi și a meritat victorie. Vă este teamă că puteți pierde obiectivul, având în vedere că, iată, ați sărit din primele două din grupă? Teamă nu ne este, dar nu avem ce facem. Dacă noi ne prezentăm așa și nu facem jocul nostru, nu avem ocazie, cum poți să câștigi? Dacă noi nu ieșim în jocul nostru, nu ieșim din mingea din apărare, nu, e clar și trebuie să lucrăm mai mult și mai mult. Lucrăm mult, dar trebuie mai mult, să revenim la jocul nostru. E păcat, avem calitate toți jucătorii, tineri, nu avem ce face, trebuie să continuăm să ne antrenăm. Bogdan Mitrea a acuzat faptul că l-ai fi înjurat la faza aceea susceptibilă de penalti. Nu suntem copii sau femeie, se întâmplă, normal, să te înjuri, și el mi-a înjurat și acum să ne plângem, să zicem, să mergem la mama și la tata, să zicem, mi-a înjurat Mitrea sau... Păi suntem bărbați, nu suntem femei. După meci, am dat mâna, asta e, la meci, orice pot să întâmple. Urmează un meci, nici nu știu cum să-l numesc, teoretic mai facil decât acesta, practic tot la fel de dificil, contra Chindiei. Da, e foarte dificil și meciul ăsta și Marius acum în vestiară asta ne-a zis, dacă nu ne trezim, o să ne fie greu să ne gândim la locul 7-8, dar așa cum ne prezentăm, suntem pentru baraj și are dreptate și el. Deci altceva lucrăm la antrenament, altceva ne arată și altceva facem noi la teren. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.